Doamna Simona a anunțat că după pauza de publicitate avem un vot în Casa Mireasa, iar în promo am văzut despre ce era vorba. Va fi nominalizat un singur concurent. Deja sunt două cupluri în cursa de eliminare. Astăzi o să aflăm și al treilea cuplu, care de fapt vor intra în cursă după ce se va termina gala dar încă se votează. Mă așteptam ca celelalte șase cupluri să rămână în finală. Iată că nu se întâmplă așa și va mai fi făcută o nominalizare. Concurenții vor vota o singură persoană pe care nu mai vor în casă și va fi probabil, sigur, va fi cel mai dificil vot pentru că trebuie să se despartă cumva un cuplu vot care zic eu că va stârni multe, multe discuții după și o să vedem dacă până la urmă vom avea doar cinci cupluri finaliste și eventual un cuplu despărțit din cauza eliminării va fi foarte dificil. Vedem ce votează concurenții mai întâi.